Ce fac, băieții, și bine ați venit la un nou clip pe canal. Înainte să dăm drumul la încă un draft de senzație, băieți, vreau să vă anunț că pe 9-10 august o să fiu prezent la un super eveniment de gaming la iZoom Arena. Adresa o vedeți acum pe ecran, la Terra Events Hall, bulevardul Lacultei numărul 1. Este și pin pe website, e super, super simplu de ajuns acolo. Ghicine o să mai fie acolo. Pe 9 o să fie X-Breaker, pe 10 o să fie Teo, o să facem poze cu voi, o să discutăm despre FIFA 19, FIFA 20, o să comentăm meciurile din turneele de FIFA, de asemenea o să și puteți să jucați câteva meciuri demonstrative împotriva noastră. O să avem două campionate, unul o să fie sâmbătă, unul o să fie vineri, fiecare o să fie cu premii în produse de 500 de euro. Pe lângă youtuberii de FIFA, eu, X-Breaker și Teo, o să fie și 3-4 youtuberi de la Fortnite și CSGO. Pe lângă asta o să mai avem o grămadă de multe alte lucruri fain, o să fie muzică live, pizza de la Jerry's Pizza, cocktailul de la șuteria doar dacă e peste 18 ani. Trebuie să țineți minte că locurile sunt limitate. O să las link către acest eveniment în descriere. De acolo o să puteți să vă cumpărați direct biletele pentru eveniment. Deci nu uitați, 9-10 august ne vedem la iZoom Arena la a treia ediție. O să fie super mega fain. Acum, băieți, să vă zic și despre ce-i vorba în acest draft. Dacă mă urmăriți pe Instagram, /OvidiuPătrașcu, link-ul e de asemenea în descrierea acestui clip, o să puteți să luați parte la acest draft când voi îmi alegeți formația și jucătorii. Dacă îți place această idee, dacă vrei să vezi mai des pe canal, lasă un like ca să încercăm să ajungem la peste 5750. Ar fi absolut, dar absolut senzațional. Haide să mergem să vedem ce formație avem. 4-3-3, false 9, 4-1-4-1, 3-4-2-1, 4-3-3, attack, 4-3-3. Băieți, cine mă urmărește acum pe Instagram, mă bazez pe el să aleagă 4-3-3. Attack. Băieți, se pare că avem și o formație câștigătoare. Vă mulțumesc frumos. Se vede, se vede? Hai mă, Oviță, de ce nu se vede? Acum se vede, uite, 4-3-3, attack câștigătoare. Clar se vede că iau să câștige. Luăm 4-3-3, attack. Bravo, mă, băieți, mă. Știți, deja știți ce-mi place mie, ce formație, ce fel de jucători. Oh! Ho, ho! Greu de tot de ales, încă o dată. Continuăm cu încă un story. Avem și un răspuns clar aici. Hai, Ronaldinho, să se vadă. Ronaldinho cu 77 de voturi. Robben 3, Ribery 3. Luăm bestia de Ronaldinho. Bun de tot. Striker. O să pun pe Insta doar atunci când avem jucători senzaționali. Ok, aici e interesant. Ilmaz are o problemă. 3 stele la Wakefield. Cutron are și el 3 stele, dar are 4 stele la skill moves. The Lord, ăsta nu cunosc pe ăsta. 3 cu 3, Arnautovic, interesant. Mă, Cutrone, de ce nu? Cutrone să fie. Să vedem pe dreapta. Figo sau Best? Să-l iau pe Figo de data aceasta. Tot l-am luat pe... Da, jucăm cu Figo. Două iconuri, început foarte frumos în atac. Super tare început în atac. Nainggolan, KDB, Marco Reus. Aici cam am nevoie de un KDB. Oviță, e complicat pentru că da, poți să-l muți pe stânga după aceea lâc în mâști și să ai chemistry, dar în schimb dacă îl iei pe Nainggolan, faci chemistry la Cutrone direct. Decizii aici, decizii. Rodriguez. Nu, trebuie să-l iau pe De Bruyne. E prea ok el, e prea bun, e ce-mi trebuie mie. Nu fac chemistry cu Cutrone, de fapt voi știți, nu iau întotdeauna pentru chemistry, iau și cum se pliază jucătorul respectiv pe stilul meu de joc. După aceea putem să luăm noi unul din Italia să vedem ce facem. Uite, Italia 1, Emre Can. Avem Bruno Fernandes, Condombia, Emre Can și putem să-l punem acolo lejer să stea cu Cutrone. Decizii, decizii. Sau pur și simplu să las pe Cutrone în lower camp și să mă duc pe altă ligă. Prea merge, le iau pe Can. Facem așa, am mai crescut puțin, e full chemistry Cutrone acum. Verratti, Santi, Pogba și Milinkovic, Savic. Decizii, Pogba. Nu poți, nu poți. Nu ai cum, frate. Nu vă supărați pe mine, n-ai cum să nu iei pe Pogba.
Nu ai cum. Arat statistic, e senzațional. Da, știu, Fabian pentru chemistry, da, Pogba pentru sufletul meu. Fundășel dreapta. Klein, Coleman, Juan Fran, Caligiuri ăsta. Ha! Italian. Italiano vero, bam bam, n-avem cum să-l combinăm pe Pogba decât cu Coleman sau cu Klein. Vedeți voi, Klein totuși are și Anchor, are un buz la viteză și o să-l luăm pe Klein. Hai mă, mai dați-mi și mie o alegere dintre asta mai dificilă. Miranda, Piqué, Albiol, Azpilicueta, Umtiti, Piqué, Albiol, Aspi. Aspi intră binișor. Aspi să fie. Intră bine acolo pe chem. Pam, pam, pam! Da, nu, asta clar. Asta clar este de Instagram. Nu știu ce să fac. Adică eu știu ce să fac, dar n-am văzut niciodată așa ceva. Mamă, ce știi, o viță să faci? Că Varan nu-ți ia chemistry. O sulică nu poți. Purean nu-ți ia, Varela nu-ți ia, Hermoso nu-ți ia. Hermoso o-ți ia. Pun pe Insta și o să aleagă lumea Varan, dar asta e, băieți. De ce nu? De ce nu? Eram sigur. Hermoso e singurul care se potrivește cât de cât. Dar noi o să trebuiască să luăm. Haide, haide camera, haide. O să luăm. Se vede tot Varan acolo cu 24 și restul 0 sau 1. Deci îl luăm pe Team of the Year, Rafael Varan. Nu ia chemistry. Dar dacă îl fac eu așa puțin. Parcă o mai tregem puțin. Să vedem pe fundaș stânga, Nacho, Delf, Grimaldo sau Robertson. Grimaldo, interesant. Robertson, perfect. Luăm Robertson. Perfect acolo Robertson. Bun, portărel. Ce ne dă la portărel? Încă o întrebare demnă pentru followerii de pe Instagram. Hai să facem o poză, o punem pe Insta imediat. Hai să vedem și răspunsul. Iașine, nu sunt surprins deloc. Deloc. Dar nu dau seama cum. Uite, acum se vede, Iașin clar câștigă, clar. Luăm pe Iașin. Arată bine, arată bine echipa. Tom la rezerve. Ce avem la rezerve? Mbappé, Taliafico, Piqué, interesant, mare dar lent. Taliafico, interesant. Iau pe Mbappé. Nu știu clar cum o să mai facem noi full camp, pentru că nu vreau să renunț la niciunul din jucători de acolo. Sincer, nu vreau. 90. Hai că vedem ce pică. Cancelo, Acerbi, Funes Mori și Lemar. Pe lateral acolo un francez, un Lala. Mamă cum ar merge un Lala. Dacă mă scurți ei sports, dă-mi un Lala, Lala, Lala. Lemar. Ok. 3 de aici rămași, Pulisic, Neto, Dzeko, Epureanu și David Silva. Aș vrea pe David Silva doar ca... Nu vreau să mă ating de acolo, vă spun sincer. Dar dacă iau pe David Silva, le iau ceilalți full cam. De Bruyne și cu Pogba și rămâne cu Trone în lower cam. Și oricum îl schimb după minutul 1 pe gagiul nostru. Fiți atenți pe... Da, 96, mult, mult, mult mai bine așa. Și pe Silva îl schimbăm după minutul 1, îl băgăm un jucător ofensiv acolo. Așa le văd. Rafa, Bernardo, Silva, Acuna, Visca. Uf, și cu băieții ăștia pe aici, mă. Rafa arată bine, Acuna, Visca, Onyekuru. Bă, și pe ăsta l-am avut. 4-4. Fâșneț. Rafa are 4-4 și el 97-90. 98-91. Cred că e clar pe cine trebuie să iau. Următorul pe lista noastră sacă din ea Alburai, Kolarov și Hernandez. 96 mi-ajunge. Nu aș schimba, frate, îmi place fundașul dreapta mea. Plăcea cineva mai bun acolo. Kolarov, Alburai. Uite ce fundaș dreapta e bobițul ăsta. Mamă, 94 la pace, 83 cu 83. Mamă. Din ea mi-ar da și el. Mi-a dat full. Nu mi-ar da. Nu, ăsta e puțin. Sacă, nu. Ceva iau pe gagiul ăsta. Sunt curios în cât stau. Te vezi, pierd aici un pic. Stau un, cu 7 nii, dar sunt mult mai bun decât Klein. Parcă aș prefera un să pierd 3 la chemistry și să câștig o schimbare. Oh, best de 88! Interesantă opțiunea asta. Dar cred că avem și alte opțiuni interesante. Walker, un fundaș dreapta bunicel,
care îmi dă full cam. E cu Anchor și îmi dă full cam la Pogba. Bun, interesant. George Best, în schimb, a reprezentat o opțiune bună pentru super sub. Nu prea am super sub. Fundaș, ba, pe unii cu rola. Da, mă duc pe Walker. După Walker câștigăm la chemistry și avem și un fundaș dreapta bun. E ok așa. Bun, Martial, Wilson, Gradel, Zigoni, ba. Nu prea mă interesează aici. Hai, mă, mai dați-mi încă o opțiune pentru abonați ceva. Fekir, Veia, Coutinho. Coutinho, CM, interesant. Fekir, Unicel și el. Uite, următoarea, indiferent de ce va fi, o trimitem pe Instagram. Nu pot să trimit asta pe... Ba! Pot să cred, mi-a picat Havertz de 95. Zeilor, împăratul împăraților. N-are rost să trimit pe asta pe Insta, pentru că o să alegeți toți Havertz, restul sunt mult prea slabi. Genial Havertz ăsta, genial! A intrat plană! Calabria, nu pot nici pe asta, s-o trimit pe Insta, bla bla bla. Doi rămași. Hai mă, dăm ceva demn de Insta. Da, aici, interesantă opțiunea. Hai să o punem pe Insta. E aproape votul acesta. E apropiat așa, știi? Dar totuși se va vedea că Jordi Alba are 30 și Baines are vreo 13. Cam așa evoluează. Hai să mai dau încă un scroll să vedem clar. Da, 52-17, clar Jordi Alba câștigă. Și Baines era interesant. Mă ajuta un picuț. Hai să luăm pe Jordi. Mă ajută oare Jordi Alba să fac câteva modificări, să mă duc în chem mai mare? Na, stau 93. N-are rost o viță ce vrei să faci aici. Ai deja un fundaș stânga bun, stai în 96, bine așa. Hai să vedem portărelul. Ce pică aici? Nu contează ce pică aici, chiar nu contează, este Kellenburg să fie. Arată binișor echipa. Imediat luăm și managerul. Apoi 96, 97 pe bune? Ok, decât 97, bun! N-am vrut să fac compromis să schimb anumiți jucători, să mă duc în full cam și să renunț la ei, să-i joc super sub. Și putea foarte simplu, băieți, să fac full cam la echipă, după cum vedeți, să-l pun pe Klein acolo, în locul lui Team of the Year Varan, dar pierd o schimbare, n-ar să joc Klein. Când ai Varan, ai 97 cam, acel plus minus 3, nu contează, după minutul 1, foarte frumos o să intre Havertz să facă senzație. Hai să vedem echipa adversarului din primul match. Ok, 4-2-2-2. Kante, Fabinho. Bun mijloc. După aia, ok, Cruyff-ul știu, Sanel știu, nu știu care e atacantul ăla de 81. Scapă Eriksen, interesantă echipă. Oh, ce ratare mare. Ratare mare, șutul slab, din păcate. Mă mănânci cu drone. Ce-s ratările astea? Wow. Muta portarul. Băi, a mutat portarul, măi. Poartă gol, Ronaldinho. Cum, frate? Dacă nu muta portarul, nu se întâmpla asta. Nu dădeam în bară, dădeam pe poartă și o scotea portarul. Opa, mai scoată și pasta, bobiță, mai scoată și pasta. KDB, ce minunăție! Oh, aproape de încă un gol, De Bruyne. Havertz poate cu căpățâna? Mamă, nicio șansă n-a avut portarul. Cum s-a înălțat Havertz peste adversar. A bubuit-o 2-0, minutul 53. Havertz 3-0, game over. Nu cred că mai are vreo șansă adversarul. Ia să vedem, rage quit? Nu e rage quit? Ok, nicio problemă. Pasă. Pogbi, uff! Portarul n-a văzut mingea, a văzut-o târziu, nu s-a aruncat și trece foarte, foarte aproape de gol.
Aveți din nou? O, transversală! Aveți încă una? Nu! Dă cu capul pe lângă, e flări final. Mergem în sferturi. O, la, la, ce draft are băiatul ăsta. 192, dar nu asta e important. Important e că are apărare puternică, are mijloc cu Vieira, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo 95. Bună echipă! Havertz în blocaj, of, blocajele. Cât de mult îmi plac mie blocajele astea. Poate ne iese la corner o combinațion ceva, ia să vedem. Bam, bam, bam. La lung, iese cineva cu căpățânate, mă! Varane era, fii atent, Varane era pe traiectoria mingii și a refuzat să dea. A venit fundașul, a venit al jucător de-al meu din spate să dea. Foarte ciudat. Ia să vedem Havertz. Oooo, lovitură de cap foarte periculoasă. Două ocazii foarte bune, dar n-a marcat. Haide, haide, haide mă, haide mă, haide mă. 1-0. Da, totul am gafat aici, am gafat. Căpățână ar trebui să dea. Nu mă, nu, nu, cum frate? Din 3-4 metri, Varane ratează în halul ăsta. Cum frate, ce aveți? Am forțat șutul ăsta, nu se poate să rateze așa. N-ai voie pur și simplu. Nu pot să cred, Ronaldinho! E pe dreptul tău, e o ocazie imensă, cum să ratezi de acolo? Fii atent, mă apăr cu 7000 de jucători la el. Cu 7000 de jucători la el mă apăr și tot sare mingea la el, tot la el sare. Aveam 2 jucători controlați de mine acolo, face o schemă, știu exact ce trebuie să facă prima dată. Și sare mingea la el. Cum e frate logic așa ceva? Haide mă, haide mă cu egalarea, hai mă băieți mă. Hai Havertz. Ăla e mă, 3-2, super bine construită faza, ăla e mă. Haide mă, of bară, dar cred că e gata meciul. Da mă, e gata. E gata, ne calificăm în semi, bine băieți. Oh, ce echipă are băiatul, 93 Del Piero, 97 Ronaldo, Sterling, 99 Modric, 99 Marcelo, 94 Marcelo, scuze. Bună e tot echipa. Da, greșeala mea aici. Hai cu căpățâna. Oh, wow, 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 wow. Hai Figo. Hai de Figo, cum? 1 versus 1 ăstea. Prea ușor apără portarul, frate. O căpățână? Varan? Nu, peste poartă. M-am mâncat Varan în draftul ăsta, serios. M-am mâncat cu capul? Nu. Dă peste poartă și nu cred că am încărcat eu data asta prea tare. Să vedem. Încă una? Încă una! Havers, ce v-am spus, mă? Ce v-am spus de nebunul ăsta? Ho, ho, 2-1, minutul 30. Oh, a ieșit. Ok, a văzut că e... nu are șansă, a ieșit. Bun, finală. Iar 97 Ronaldo, 4-5-1, Marcelo de 94, Virgil van Dijk. Echipă bună, ce ai? Hai Figo! Asta laterală, ce ocazie!
Havertz, uf, ce bine se înalță. Schmeichel e acolo și apără foarte bine. Figo, 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 Figo! Cu golul, mă! Și a ieșit. Terminăm repejor ultimele două meciuri. A fost automat ce câștigăm 4. Rare Gold Pack, Premium Gold Pack și Rare Gold Pack. Interesant. Hai să vedem Premium Gold Pack-ul, ce ne rezervă nimic. Nu e walkout la momentul actual în FIFA. Da, mă aștept să primesc walkout pe fiecare draft câștigat. Avem o grămadă de carduri cu rating mare în joc. Rare Gold Pack. Hai să vedem. Walkout. O foviță. Poate un card special. Poate că nu e nici Bordeaux. Și da, nu e nici Bordeaux. Ce să faci când n-ai ce să faci? Vă spun eu, n-ai ce să faci. Nu spui că nimic. Haide, Rare Gold Pack, ultimul. Nu e. Of. Și nici Bord. Nu te cred. Wow. Foarte slăbuțe premiile. Și ca foarte bine draftul. Meciuri interesante. Dar slăbuțe aceste premii. În fine, băieți, cam atât pentru astăzi. Nu uitați, ne vedem pe 9-10 august iZoom Arena. În descriere aveți link către eveniment. Toate detaliile sunt acolo. Vă pupăviți. Pa, pa!